Regimul din Siria s-a dezlănțuit împotriva militanților din opoziție. Un cameraman amator a reușit să surprindă imagini șocante în orașul Homs. În filmuleț pot fi văzuți agenți în civil ai forțelor de securitate înarmați cu bâtă care stâlcesc în bătaie un protestatar. Potrivit organizațiilor locale pentru apărarea drepturilor omului, ieri s-a înregistrat cel mai mare număr de arestări din ultimele săptămâni. Sirienii au început să iasă în stradă la jumătatea lunii trecute, încurajați de revoltele din alte țări arabe. Oamenii cer ridicarea legii marțiale în vigoare de aproape 50 de ani și reforme politice. Deocamdată președintele sirian l-a numit pe fostul ministru al agriculturii în funcția de premier și l-a însărcinat să formeze de urgență noul cabinet. Soarta